După Supercupă va începe campionatul feminin, apoi la încă o săptămână campionatul masculin. Se anunță niște campionate foarte puternice anul ăsta. Da, un campionat puternic. Noi am început de câțiva ani datorită implicației și a cluburilor care sunt în divizia A, în divizia 1, încep să crească calitate. Iar suntem recunoscuți, fac o mică paranteză, la întâlnirea de 50 de ani, și acest aspect a fost recunoscut și de federații, parte din Confederația Europeană, care a spus că aveți un campionat deja în primele 3 sau 4 din punct de vedere al calității, al jucătorilor care sunt acolo, ceea ce înseamnă că îți crește cumva calitatea campionatului. Și iarăși, dacă în această calitate ai și sportivul român, nu poate decât să fie benefic pentru toată lumea. Revenind la campionat, da, se va anunța un campionat puternic, echilibrat, cu primele 6, zic eu așa, echipe cumva echilibrate, unde lupta va fi pentru titlul destul de acerbă. Celelalte echipe au ridicat cumva ștacheta față de anul trecut. Deci încercăm să creăm cumva o emulație și să fie un spectacol sportiv de data aceasta. În același weekend cu Supercupa vor începe și campionatele de juniori, de cadeți. Acum poartă altă denumire, Under 19, Under 17, v-ați aliniat denumirilor europene. Am remarcat că toate echipele din divizia, așa cum ați propus și le-ați obligat cumva acum 2 ani, și-au înființat echipe de copii, de juniori. Practic au apărut 24 de echipe noi. Așa este, au apărut 24 de echipe noi, indiferent de nivel, de la mini-volei până la juniori. Este un țel al meu când am venit în conducere a federației, unde am propus și am spus că pe perioada mandatului meu masa de sportiv se va crește, meciurile vor fi transmise sub orice formă ca să vadă copiii, să vadă părinții ce înseamnă jocul ăsta de volei, indiferent pe ce, în ce fel, că este Facebook, YouTube sau orice altceva. Lucrurile s-au realizat, acum am finalizat, am avut 2 ani de zile, cluburile anul trecut au avut voie să facă și un protocol de colaborare astfel încât să se obișnuiască cu ideea că mai există, vor avea o echipă, iar de anul ăsta toate cele 24 au echipe, de la minivolei până la juniori. Este un lucru benefic voleiului, nu benefic nouă federației. Noi trebuie să impunem sau să ajungem la o înțelegere prin care țintele pe care noi ni le-am stabilit, unele reale, nu vorbim de povești, să se poată îndeplini astfel încât, într-adevăr, tot ceea ce am creat să se vadă că este un crește masa de sportivi, este mediatizat mai mult acest volei, lumea să înțeleagă ce este acest joc de volei, ce-i cu el. Eu sper, sunt subiectiv acum, sper să se fie realizat ceea ce eu mi-am propus și lumea a acceptat și am mers împreună cu Consiliul Director să aprobăm și să realizăm aceste obiective. Și ultima întrebare, săptămâna viitoare va avea loc un curs de antrenori cu niște lectori foarte, foarte valoroși. Zoran Terzic, Stelian Moculescu, Guillermo Naranjo. Cum ați reușit să-i strângeți pe toți la oaltă? Practic e unul din cele mai puternice, cred că ar vrea și cei de afară să participe. Este un curs, vedeți acum, poate că eu o spun sub o formă de glumă, dar poate că este un adevăr în gluma asta. Faptul că începe să te recunoască lumea în Europa, că ești, existi și ai o valoare la nivel de sportiv, ca cu vorbim de fete și de băieți, probabil că deschizi mai ușor anumite uși sau telefoane sau numere de telefon în care îi inviți să ia parte, să încercăm să ajutăm și să perfecționăm antrenorul român. Iată că am reușit cu aceste 3 nume. Au fost foarte deschiși, n-am negociat prea mult cu nimeni. Au fost foarte deschiși în ideea că le-am propus, au zis sigur, cum să nu, pentru România facem, pentru că avem acolo, unii au antrenat și Zoran a antrenat în România, Guillermo a antrenat în România și antrenează Naționala României, iar domnul Moculescu este deja un nume cunoscut și iată că antrenează acum în România. Adică am reușit cumva ca cele 3 nume să vină și să-și împărtășească din experiența proprie, din felul în care au gândit și au analizat situații, unele delicate, altele de a ieși, de a-și propune să ajungă să-și atingă obiectivele. Felul în care au reușit, le vor împărtăși și cu antrenorul român. Este un lucru pe care eu l-am în minte și îl voi avea de fiecare dată,
dacă sportivul român este ceea ce este astăzi, el este cumva oglinda antrenorului. Atunci, faptul că nouă ne-a demonstrat că acești sportivi chiar au valoare, participarea lor în acest campionat european, trebuie neapărat să ne orientăm și la dorința antrenorului de a deveni mai bun și de a scoate, de a multiplica încă o dată de 10 ori acești copii pe care noi îi vedem acum în echipa națională. Este important să se pregătească, altfel degeaba încercăm noi să facem minuni. Fără masa, fără, cum se cheamă, materialul didactic, n-ai ce să vorbești despre niciun obiectiv al fiecărei, orice federație. De asta ne-am orientat și am făcut toate demersurile astfel încât să beneficieze de informații de nivel superior de la cei trei antrenori.